În duminica 28-a după Rusalii, Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei de astăzi. Trebuie să învățăm faptul că Dumnezeu nu silește pe nimeni să vină. Nu a trimis nici ofițeri, nici soldați, n-a trimis pe oameni care aveau puteri limitate aici pe pământ ca să-i aducă cu forța. I-a poftit la cină, nu i-a silit. Și această poftire se adresează deci în mod liber celor care doresc să vină. Faptul însă că el s-a întâlnit cu atât de multe refuzuri sau cu atât de multe pretexte, ne arată că cei care au fost invitați mai întâi erau, de fapt, adversari ai Mântuitorului. Cei pe care i-am auzit de mai multe ori din istorisirile evangheliilor, care nu s-au bucurat să-L întâlnească și mai ales nu s-au bucurat să-L audă vorbind. Și aș vrea să vă spun, drămăritori creștini, dacă noi oamenii suntem adeseori mâhniți pentru faptul că oamenii ne refuză, pentru faptul că oamenii nu agrează întotdeauna felul nostru de a fi, care este limitat și adeseori supus greșelii, cu atât mai mult vom înțelege ce mâhnire a simțit cel care a făcut ospățul acesta împărătesc, cel care i-a poftit la cină și care s-a întâlnit cu atâtea refuzuri. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un diacon. La final, preasfinția s-a amintit credincioșilor despre viața Sfântului Daniel Stâlpnicul, pomenit astăzi. A trăit în veacul al V-lea, s-a născut în eparhia Samosatelor, și la vârsta de 5 ani a fost încredințat de părinții săi, Ilie și Maria, unei mănăstiri de călugări. La puțini ani după nevoința sa a fost prezentat unui mare sihastru al vremii, Sfântului Simeon Stâlpnicul, care l-a povățuit să meargă într-un loc retras din Tracia, nu prea departe de Bizanț. Cei care au ajuns în Capadocia au văzut cum trăiau atunci sihaștrii. Pe niște stâlpi de piatră, o piatră care se putea prelucra ușor, care se putea sculpta ușor, își făceau o mică chilie deasupra pământului la câțiva metri și acolo petreceau în timpul verii, în mari călduri, dar și în timpul rece, deci și în vreme de arșiță și în vreme de frig, rugându-se lui Dumnezeu și povățuind poporul. Așa a trăit Sfântul Daniel Stâlpnicul. În această duminică, Biserica Ortodoxă a făcut pomenirea Sfântului Daniel Stâlpnicul și a Sfântului Luca cel Nou.